Stă numai cu capul în jos. Pe mono-ul meu. Iată. Bravo. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit. Din nou facem o partidă de pescuit la Păstrăv. De data asta din barcă și noutatea e că suntem pe un loc pe care n-am pescuit niciodată. Suntem pe lacul Sătic. Sunt cu Matache și cu Cristi. Cristi o să fie colegul meu de barcă. Și am venit să testez lingurile pentru că foarte mulți ați comandat. Dacă nu știți, am un mic magazin online, evofishing.ro. Găsiți linkul în descriere și o să pescuiesc cu lingurile mele, o să încerc câteva voblere. Dacă dă ceva rezultate, o să vă și arăt. Ne băgăm că e dimineață și poate prindem ceva la prima oră. Matache, simți, big blană, cap coadă. Păci, a? Dacă nu prins pește, ne sun și să oprim noi. Faci tu lingurile. Da, tu prins. Cred că prins înainte. Prietenii, da. Vezi să nu mă sun tu. Bă, mă, aveți ceva pe mașină? Nu. Ha? A, să-mi iau minciogul, bă. Da, mă, beți și minciogul. Bă, plecam fără arme. Gata, mersi, hai fir întins. Ce pungă? Nu, frate, că eu nu rețin, eliberez. Eliberăm tată, nu există. Hai, uite, a sărit unul. S-a luat iară bucată pe voble. Bine, mă, Cristian. Ai cât mi-ai dat rușine. A, era momentul tău, ăsta e momentul tău. Da, pentru că nu s-o reactiva pe mine. Aia de s-a pus oricum pe mine. Hai, tu pe ești bun. De ce nu-ți scoți cu minciogul? Nu vreau să... A, nu vrei să pui stres pe pește? Ce înseamnă pescar de competiție? Ai mult pensie pe mine? Da. Ia. Nu faci față, păi bine. Te-am văzut, nu problemă. Ai uitat. Nu, cam. Uite. Cum o penseta face parte din trusa pescarilor. Nu, oh, contează. Am băgat bestia mov.
văzut, am înțeles. Pe timp de ceva. Ia. 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 Bravo! Am îngrijit să fac corespunzător. Da, drumul, nu, pe Google. Vezi, nu știu, filmare. Arată și tu la cameră pe aici, acum, da? Pe ce ți-a dat, să știi și băieții. Nu trebuie să-ți dea numai pe lingurile mele. Că la mine nu e așa. Da, de pe răzii mei, mă. De sacul. Aha, e cum? Și-a plecat, ăăă. E un pic bun. Nu mă mată. Ce mari sunt ăștia cum sunt? Nu mă mată. Alo? Hai, dăm pe ori. Să se pune vântul. Acum, dacă nu știu adevărul acum. Da, da. Da, păi e clar, nu trage la culorile astea, am indigen deocamdată. Nu vii până la încetă. Salat. Salat? Salat, nu, nu, e mic. E mărunt, e s-o zisnit cu dea mai mare. Da, da, vii de pe mine, da? Dar de unde zici de pe mine mai mare? Pe bestia, mă. Mărunt. Dar e frumos. Ușor, prietene, că se eliberează. Aia e pe aceea, fensa? Da, fină pe baterie. A, e pe baterie? Gata. Bestia mov, nu am dat-o. Bestia mov. S-a eliberat. Vrei tu fir pentru mai... Nu cred. Păi fost sus acum asta, dar nu. Este bine.
și lui. Deci mai fac, îi fac ce mi-a mai făcut mie. Nu prea am văzut, pentru sacul lingur am vrut să-i comentez atât. N-ai ce trebuie, boșu. I-am dat două linguri, dar nu le-a luat la el. Bun, mă întorci cu barca. E castaliu? A, de asta. Aici. Sunt peste eu? Da. Hai să faci. Bă, e mare. Bă. O, ce frumos e. Mamă, care e. E portobel? Nu, e un indigen, nu știu. Ce mișto e. De să te ajut eu. Că și tu la viața ta erai bun la mijloc. Cel mai bun. Bravo. Bravo. Altceva? Am ghițit copilul. Am ghițit. Are și aripi. Are și aripi. E și gras. Fără aripi. Fără aripi. Fără aripi nu ne place. Te ajung? Nu. Asta mi se întâmplă că nu sunt ordonat. Bun, tot trebuie să vă apă. Pe voble. Deci dacă aș fi să pescuiești la lingură ce ar fi, aș fi criminalul muntele. Cum sunt aia bandiții muntele. Și îți dau cu dorit, dar nu e nimic. Nici nu îi place. A intru și eu pe de-alea mare. Gata. Îmi place să testez la ce nu trage. Asta cred că a fost bigoti. În păia de barcă, aici ar rămâne. Cum domnul ăsta te aici? Aici. Uita că te aici nu se fură la vârsta, furăm aici, pe aici, aici e civilizația. Să dau tot, că erau mai mult pe acolo. Zonac eram cu matra făcutat. Și am stat la o pensiune mai sus 2 km. Ba omul care... Da? Bă, m-ai întors cu barca. Se nervează ei așa când îmi se nu știu. Ce că nu știu să le dau în drumul, că nu știu să încărcați foarte. Exact. Două, nu știu. Pe două riuchi, indigenul nou. Hai prietene la poze și la eliberare.
să-i sec. E belea. A vrut să mușce vobler. A vrut să mușce din vobler, da. E bine că nu s-a rămit. L-am eliberat. Era mic oricum, nu era mare. Unde dau pe lângă ea? Ah, l-am luat. Ha? Nu. Dubleu. Stai, prietene. Că nu intra încura mâna și ne supărăm. S-a eliberat. E culoarea aia prototip făcută custom. Da. Ba da, uite, are niște. Păi n-ai cum să-l ai pe ăsta. Păi dacă l-am vopsit, e făcut de mine. A, și l-ai și tu? Da. A, e bine atunci. Care era mata? E ăsta, nu? Nu, ăla alt. Ăsta l-am cumpărat. Dragi prieteni, schimbăm lanseta. Dăm cu topul de pe lume. Vreau să dau la finețe maximă cu mono 0.14. Și cu linguițele de 4 grame. Să
sunt bun strategist, sunt bun tot. Drill-uri complexe. Așa, mă, ăsta e special pentru lemnice. Și o pârla, să vezi ce mă distrez. Că dacă sunt pești mici, eu sunt obișnuit cu de-aia, mă. Ziua, Cristian. Unde mai pescuim noi, sunt pești mari, bă, ăștia sunt mărunți. Ia mă, să încerc să dau cu 7 grame, să vedem cum e lanseta. Cu mono, băgăm bestia, mă. Chiar n-am dat niciodată cu linguri mai grele. Cu șopârla. O, ce mișto se încarcă. De-abia aștept un drill cu lanseta asta, ce mișto, e moale așa. E moale, dar totuși fermă. Atât că e mono ăla și sunt... Îl lasă să fie unghită. Hm? Păi ăla unghită imediat. Ce mai? Topură pe lume. Topură, hai să vedem. Până acum săticul... mi-a oferit plăcere. Bă, am prins și la linguri, și la voblere, vopsite, la orice. Adică meștere, meștere. Revenim în drill. Dragi prieteni, am ieșit la mal cu băieții, ne-am încărcat grav. Deci, trebuie să știe lumea că ne-am încărcat. N-am reținut pește, dar ne-am încărcat așa, că am prins pește. Energie. Da. Suntem, facem pauza de masă la El Monte. E pe zona. Cine știe zona, știe și locația. O să mai intrăm o sesiune de 3-4 ore. Mai stăm, mă, 3-4? Stăm că trebuie să facem sacoșa. Eu, trebuie să facem sacoșa. Da. Deci locația unde pescuim, avem voie să reținem 3 pești de căciulă. Până acum n-am reținut nimic, ne-am distrat. Facem probe, am testat toate alea. A tras și pe linguri, a tras și pe voblere. Și pe gume. Și pe gume, l-am atac, a tras și pe gume. Important e că ne distrăm. Probabil o să mai revenim, așa că rămâneți aproape că intrăm la iufa de seară, cum îi zicem. Dar nu e seară, nu, nu e nici 12. Bubuială. Facem bubuială, da. Și acum, deci prima parte ați văzut, puteți să urmăriți până la capăt. Și de acum încolo rămâneți pe canal doar cei care considerați că, nu, că e ok să se și sacoșeze. Pentru că asta este. O să facem sacoșa. Ce o frate, dacă îți permite legislația, de ce să ne iau pești? Păi nu mă, eu, dacă îmi permite legislația, iau 3 pești. Uite, am eliberat, cred că am eliberat vreo 5, 6, 7, 8, nu știu. Nici nu contează. Ideea nu era să am venit să luăm pește, am venit să ne distrăm. Dar duc și eu la copil 2-3 pești. Am luat cu frustrație tăi că, domne, să nu rețin niciun pește. Să ducă ei să prindă și să recuperez. Iau ce zicem, atache. Frustrații. Deci frustrații, gata, ieșit de acum încolo. Până acum a stat bine pe așa, de acum încolo frustrații părăsiți. Ne vedem la următorul clip cu Catch and Release. Bun, ne vedem pe apă. Păi te-am jurat? Vezi, blestemele. Mai prinde și pe gume, mai. Eu tot zic că e motor de barcă. Atât că pe ăsta nu pot să-l mai ridic un băț, că sunt pe 0.14. Da, îl încerc așa. Ce frumos! Vezi? Și pe gumă e mișto. Gata, prietene, gata. Se eliberează.
Gata, mă, nu vin gol. Bă, dar ce purăm prea bine, prea în forță. Mă și speriai, zici, ce dracu? Trebuie să mergem mai către malul acolo. Am zis că nu vin gol. Nu, trebuie să fac asta nu trebuie să-i rup capul și nu mai e. Stai puțin, că nu e... Nu e ce pare? Nu e ce pare. Așa? Hai, lumânare. Da, da, da. Păi nu-l vezi? Uite. E nervos. Nervos. Nu e ce pare, e ce trebuie. Bă, la frumos e, frate. Cu mono și cu ultralight. Nu, e de... E agățat. Nici mare copilul mănâncă astea mai mici, se mai... No, se eliberează, e mărunt. Că se face. Ha? No, păi e de vreme. Păi da. Dar cum acolo încep, încă mai încă. Motor de vacă. Unde te duci, mă? Nebun, bă, ce ești. Măi, nebunaticule, măi. Ha? Dar ce frumos a dat cu spatele. Nu văd capul de treabă, cum ar veni. Hai. Se eliberează. Că nu e regulamentar prins. Și eu nu fac așa ceva. Stai, mă, prietene. Stai, mă, cu minte, că imediat te duci la IT. Hai, du-te. Nu știu, că ești mărunt. Da, ce mișto e. Pe mono și pe ăsta. Oh, e îmbrăcat bine, a? Nu-l văd. A, e bun, e bun. Da. Ia. Ce mișto lucrează ea, maga. Stă numai cu capul în jos. Pe mono-ul meu. Nu e mare, îți dai seama că nu e mare, da. Ia uite frâna. Ia, sunetul, cum s-aude sunetul. Uite, e frumos. Dă-mi, dă-mi. Stai că nu e gata. Când e gata, e gata. Hai, prietene, că aici e miciogul. Stai, mă, acolo, de la... Era o furată. Da, 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 da. Sau e chiar ăla? Ăla o fi? Nu știu. Nu-i lup să-i cap. Ia. E pe gumă, bă, băiatul, e altceva. Și dinți.
Ce dinți are ăsta, mă zgârie? Ăsta se reține. Pe Voblerul Neo. Pe mărunt. Pe Voblerul Neo. Aici e frumos. Ia, că îi fac o filmare așa. Frumoasă. Fac și un story cum facem atache. Neo. Pe pădă la focul, nu? Da. Pe fake sau pe... Nu, e pe original. Pe două riuche. Bă, dar e cam mic. Mai faci pe certă, doamna. Dragi prieteni, facem și închiderea de vlog. A fost o super partidă. Cred că n-am mai pescuit de câțiva ani atât de mult. Am făcut o sesiune de dimineață, după aia am ieșit, am mâncat și acum. Am mai intrat 2 ore. Cred că e aproape ora 4, pentru noi e suficient. Sunt puțin obosit așa. Prea e stilul meu să pescuiesc de dimineață, dar a fost productiv. Ați văzut, am încercat toate stilurile de pescuit. Am dat cu linguri, am prins. Am dat cu woblere, am prins. Am dat cu gume, am prins. Am folosit mono și o lansetă până la 8 grame, am prins. Deci, acum vă dați seama de ce nu fac partide lungi. Pentru că, zi mă, Lina, prinde prea mult pește. Da, am zis să ne umflăm. Da, am eliberat, da, dăm un crescător, Lina. Am eliberat majoritatea peștilor, am oprit doar 3 pești amândoi. Pentru noi e suficient, așa că până data viitoare să aveți fericire și v-am salutat.